Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să fac un episod nici cu toate animalele, doar cu noutățile, deoarece zilele astea am mai avut noutăți. Așa, aici am rățoi ăștia mari. Încă nu am vândut niciunul pentru că n-am pus anunțul, pentru că o să-l pun doar când o să vină cineva după ceva. Și da, acolo e getuța și așa. Aici l-am pe glonț, mănânc acolo ce are. I-a pus păsat bunicu. Așa. Este frig afară, dar m-am îmbrăcat bine și cu cizmele ca să nu pot aluneca și nu am treabă. Aici nu este niciun ou, acolo niciun ou. Aici am o noutate, nu mi-am luat porți sau ceva, dar am băgat astea. Nu! Na bine! Am vrut să zic că am băgat cocoșul de cochin, adică ăsta, cu 3 găini. Le-am ales pe cele mai bune și da, și cu găina de afară, dar aia a fugit-o, prind eu imediat. Mai trebuie să le pun paie pe jos ca să nu le fie frig. Au acolo mâncarea, apa, cuibare. Le-am mai pus și aici un cuibar și acolo, acolo ca să doarmă. Le-am pus o scândură. Așa. Nu am absolut nici o problemă. Mai văd prin comentarii că zice cineva că îi mănâncă șobolanii, dar nu au nicio treabă. Și mai tratamente să-i cumpăr la cocoș. Asta când mă duc în oraș și asta nu știu când va fi. Da? În rest e bine. Le-a călcat ieri, nu știu, pe aia cred că care a ieșit afară. De cântat nu l-am auzit să cânte. Și așa. Ele vor să iasă afară, dar eu nu le las. Va trebui să o prind și pe asta. Vine aici, mă. Pocitani. Am prins-o. Așa, gata. Vedeți cum se înfoaie la ea? Dar și glonț s-a înfoiat ieri și azi văd că stă tot înfoiat. Biata gituța care nu este băgată în seamă de glonț. Cocoșul ăsta. Dar e frig, mă, frate. Așa frig n-am, n-am mai fost de mult. Faza cu puii nu o să se repete și în vlogul acesta, deoarece nu intru la ei. O să vă arăt doar printre gard. Așa. O să vi arăt doar așa. Am de dat cocoșul ăsta negru și mai o puicuță care e acolo sus. Nu știu dacă se vede. Aia de acolo. Și da. Afară nu le dau drumul pentru că este frig. Și cam așa. Deocamdată am doar o pereche și găina aia pitică. O dau așa. Să vă arăt și aici ce m-am. Doamne. Aici am pus masculul la femelă, deoarece îmi trebuie cușca lui liberă și altundeva n-am unde să-l pun. Pentru că da, am vrut să îi pun, să-i dau, dar nu știu, mi-e prea milă de ei. Îi am de aproape un an, dar cred că i-am de un an. Și sunt și așa frumoși. Și o să-i țin doar așa. Pe ei și pe rilă și pe iepuriță. Pentru că m-am convins și eu și mai cineva să nu o mai dau. O să-i țin doar așa. Și da, el e masculul. Și ea e femela. Ne-am pus ieri mâncare. Ieri au fost și afară, dar acum nu le dau drumul, pentru că... Da. Acum, distracție cu ușa.
Gata. Am reușit repede. Așa. Uitați-le aici pe bubulică. Nu știu ce le-a apucat pe rațe, dar le-a apucat ceva. Așa, aici îi puicuța asta. Le-a dat bradul, bradul ce l-am avut de Crăciun la căprițe. Asta a mâncat cam totul. La țâca nu i-am dat, țâca e fragilă, nu știu, pentru mine e fragilă și nu i-am dat. Asta mâncă ca un bizon, asta mănâncă tot. Așa că, da, am văzut și pe net și la știri și peste tot cum mâncau caprele brazi și am zis să încercăm și noi. Și, ba, chiar că am mâncat. Așa, aici nu mai am porumbelul ăsta, l-am dat afară, nu l-am omorât sau chestia astea, l-am eliberat și chiar s-a dus. Eu l-am aruncat gen așa în sus, a zburat pe casă, după aia a zburat cu totul. Și aici trebuie să curăț cușca asta și să-l aduc perilă, cred. Sau nu știu cum o să fac. Momentan nu-i aduc pe nimeni aici. Cușca asta o cură și o țin așa. Am uitat să o oară pe țâca. Uitați-vă și pe țâca. Țâca va trebui să fete ori luna asta, ori la începutul lunii, deoarece are gen ugerii lăsați și burta mare. Și da, nu o să filmez nașterea, că da, nu o să o filmez. Practic, am pus și cocoșul ăsta de la Getuța pe Olex. Și mi-a zis cineva că îți cumpără cineva păsările de pe Olex. Nu văd de ce nu, mi le-ar cumpăra. Adică, na, eu am vândut grămadă de păsări pe Olex și nu doar păsări, chiar și animale. Bine, am donat niște pisicuțe și acum un an, un cățel. Un frate de-a lui Floricica. Am vrut să o dau și pe Floricica, dar o țin, pentru că, da. Ce să vă mai arăt? Rața aia care o am de vânzare, până acum am avut un cumpărător pentru ea, dar eu nu mă duc până unde o zis el să mă duc. Chiar dacă e aici aproape, merg prin grădină și urc un pod, dar n-am vrut să merg. Și mi-a zis că este mulard, dacă asta e mulard și eu o spopă. Atunci, da. Pentru că, na, ca să poate mai crede cineva că e mulard. Eu, când am scos seria asta de boboci, seriile astea, adică, ce vedeți că am acum tânăr și mare, nu am avut rațe românești atunci. Și n-aveau de unde să fie mulard. Asta e rățoiul, dacă ăsta e rățoi dominant, nu o să-l mai schimb sau tai, o să-l opresc, pentru că, da. Chiar dacă eu n-am avut niciodată așa noroc cu rațele negre, așa, da, găina aia neagră, puteam să o pun și pe ea cu cocoșul ăla, dar nu, n-am pus-o, sau și găina de cabier o puteam pune, dar nu le-am pus eu. Și cocoșul ăsta, Doamne, ține-te de pasăre, așa pasăre gălăgioasă, vă zic sincer că n-am mai văzut, nu mai tace din ciocul ăla. Și mie nu-mi place gălăgia, numai na, ce să faci, trebuie să le suporți. Brr. Trebuie să pun acum mâncare la astea două, văd că le-am pus aseară, dar au mâncat-o sau au mâncat-o șobolanii. Pentru că se mai întâmplă, na. Cocoșul. Ăsta frumos. Ieri l-am băgat și pe bărbosul, dar... A sărit pe aici. Doamne, fete! Mamă! Ce-ai, cocoșule? L-am băgat ieri aici pe bărbosul, dar a sărit și el ca ăsta și n-am vrut să moară, așa că l-am dat afară. O, doamne, feri! Vai, doamne, ce animale nebune mai am! Mâncare cât pentru amândoi. Hai, mă, de ce nu mai focusez? Cocoș nebun. Găină nebună. Așa.
Doamne, fie. Și ăsta e cocoșul care dormea aici. Uitați-i și pe ăștia doi, toată ziua stau înfoiați. Ăla cântă din orice, dar ăsta cântă mai greu, ăla alb. Nu e alb, e alb-negru, dar eu zic alb. Pentru că așa zic eu. Pentru că da. Buh, dar mă, parcă aici e mai cald. Ieri a fost un calp aici, pe pășunea asta. Așa a fost de frumos, dar nu l-am filmat sau făcut vreo poză pentru că am uitat. Nu știu, să-mi scrieți în comentarii dacă la voi ori înflorit ghioceii, la mine cred că ori răsărit, nu știu sigur, merg acum să văd, vă și arăt și vouă. Și da, acolo e rățuiul ălalalt, sau celălalt, bă, că bunicul le-a dat aici mâncare, de ce, nu știu. Așa, aici bă, că trei rase, rața albastră și o rață albă, sunt afară. Ăștia doi v-am arătat în episodul trecut că i-am închis. Nu pot să deschid că nu vreau să-i scap. Și perechea asta. Da. Cam atâta. Vă arăt ghiocei sau ce ghiocei. Grădina, să văd. Și după aia vă arăt iepuri și cam atâta și încheie. Dai, nu pot să intru. De ce nu? Așa. Aici nu-i nimic. Ba, da, uitați aici. Uitați aici cum înfloresc. Acolo. Ăla-i ghiocelul. Păi nu mai am două săptămâni și înfloresc. Nici aici. Aici e salata, cum au crescut la grădină. Și acolo e burcuș. Ia să vi-l arăt. Și grădina. Grădina e arată. Aici nu știu ce crește pentru bunicul meu. Salată, ceapă, usturoi, habar n-am. Ia să văd. Acolo la gard am văzut ceva înflorit. Aici. Aici nici nu știu dacă mai e semințe. Parcă le-o scos maica mea. Ba nu, uitați aici. Eu cum mai văd? Mamă, cum arată! Ăștia sunt. O să înflorească ei cât de curând. Încă frunze pe aici. Supărare, vedeți, cresc printre frunze. Cine are chef să le strângă? Nimeni. Intervenție. Da, revenim acum. Și cam pe aici, pe unde vedeți că calc, erau căpșuni. Erau, un cuvânt important. Nu mai sunt, trebuie să le replanteze maică-mea cumva. Și aici e un trandafir vechi de 100 de mii de ani. Bine, nu-i de atâta, dar e bătrân. Da, ca să nu-i zic vechi. Înghid aici pentru că nu au voie păsările. Nu că, așa, dar distrug florile, că ies flori acolo multe. Alo, maica mea. Și da. Uitați-l, pe ăsta îl voi da și pe iepuriță o voi păstra. Pentru că este faină. Nu prea am văzut cap de leu alb la nimeni. Bine, am văzut, da, foarte departe. Și am văzut și în țări. Adică, da, nu că aș fi fost eu undeva, într-o țară. Dar am văzut pe net.
Acolo e un ou, e foarte bine. Mozzata albastra, Poco și golașa. Am verificat ieri cu ibarul ăla de acolo. Acolo a clocit rața aia de mi-a scos 16 boboci și gâsca. O gâscă, nu o mai am. Nu știu, a slăbit și nu a mai mâncat și am murit. Dar pui ei și soțul ei cum ar veni, i-am tăiat pentru că toți au fost gâscani. Și ce să fac cu niște gâscani care n-au gâște? Așa. În fine, noi ne reauzim data viitoare. Apropo, săptămâna viitoare, nu știu dacă o să repot, nu doar săptămâna viitoare, nu, gen, de când începe școala, dar nu știu dacă o să mă pot ține de programul de postat, adică o zi da, o zi nu, să postez, pentru că școală. Și da, o să postez doar când o să am timp. Așa. Da. Așa că vă mai zic o dată, noi ne reauzim data viitoare. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și pa, pa!